Și bine v-am găsit la o nouă ediție Afaceri de la Zero. Numele meu este Mădălina Panaiete, iar astăzi aflăm împreună povestea Dudădu, un brand de produse pentru copii. Sunt alături de mine Andreea Roman și Octavian Cristea, fondatorii Dudădu. Bună ziua, Andreea! Bună, Mădălina! Bună ziua, Octavian! Bună, Mădălina! Ce faceți? Cum a luat naștere Dudădu? Povestea Dudădu începe în urmă cu un an. Noi deja aveam copilașii de aproape 2 ani. Dar ca și idee, noi ne-am gândit la ea încă de când au apărut ei în viața noastră și ne-am gândit și am cochetat cu această afacere pentru că ne doream tot ce este mai bun pentru copilașii noștri. Uh-huh. Ne doream produse eco-friendly, în primul rând, ne doream produse care să nu fie clar din plastic, ne doream produse non-toxice, organice și atunci am început să căutăm. Să căutăm, să testăm, să probăm. Și pe cine puteam să facem asta mai bine dacă nu chiar pe proprii noștri copii și să avem cumva aprobare de la ei. În momentul în care am văzut că ei erau destul de deschiși și acceptau produsele respective, am mers mai departe cu ele și ne-am gândit că ar fi frumos să bucurăm și alți părinți cum ne-am bucurat și noi de ele. Și cum v-ați reunit, să zic așa? Noi suntem prieteni de mult timp, am împărțit multe momente împreună, momente importante din viața noastră, cum a fost și perioada de sarcină și nașterea, pentru că avem copilași cam de aceeași vârstă. Și ne doream și ambele familii, ne-am dorit să facem ceva personal și atunci a venit ideea de a face ceva împreună pe partea de copii și ne-am unit așa foarte frumos. Uh-huh. Și ce rol aveți fiecare în business? Suntem cofondatori. Uh-huh. Noi am fondat brandul Dudădu, amândoi. Și când ați fondat Dudădu? În martie 2021 am înființat firma, dar vânzarea și afacerea practic am pornit-o undeva prin septembrie. De unde vine numele Dudădu? E o poveste tare drăguță, pentru că ne-am tot gândit la nume, ce nume să punem și vreo 2-3 zile căutam diverse nume, le căutam apoi pe Google, vedeam că sunt luate, domeniile sunt luate și într-o seară stând cu copiii, fiecare pe limba lui gângurea, da, Dudu, mama, tata, gugu, așa, ne-am gândit, băi, hai să facem un joc de silabe până la urmă. Le-am pus noi cap la cap și a ieșit Dudădu, care efectiv asta înseamnă. Sunt silabele pe care ei le-au rostit. Și de unde luați produsele? Spuneați că ați căutat produse eco-friendly? Da. Noi colaborăm cu mai multe fabrici, atât din Europa, cum este Danemarca. Avem produse pe care le aducem din Turcia, Maroc. Este vorba de acele museline din bambus și bumbac, care sunt foarte bune pentru a înfășa copilul, a acoperi căruța, a acoperi mama când alăptează, vara, pentru a înveli și fără să transpire pielea copilașului. Avem, de asemenea, colaborăm cu fabrici din Asia. Noi în Vietnam, de exemplu, facem un baby gym handmade. Sunt artizanii de acolo care fac acest baby gym din rattan și arată foarte bine. Și momentan cam atât, dar sper să ne extindem. Care e cel mai vândut produs acum? Cel mai vândut produs, probabil pentru care toți părinții ajung la noi pe site, sunt suzetele. Sunt niște suzete produse în Danemarca. Și mai departe sunt produsele de diversificare, acele museline de care îți spuneam. Sunt produse căutate, într-adevăr. Uh-huh. Mesele s-au dat. Da, da, avem niște măsuțe foarte drăguțe pentru copilași care sunt copii pentru copii mai mari. Uh-huh. Și sunt foarte drăguțe, au un design foarte frumos, materialele sunt foarte calitative și au fost foarte căutate. Uh-huh. Andreea, pentru că tu ești partea mai umană, să zic, mai atentă la copii, spune-mi, sunt părinții dispuși să plătească o sumă de bani mai mare pentru a avea produse mai bune pentru copiilor? Din cei care au venit la noi în site, da. Sunt părinți dispuși să plătească atât pentru calitate, am văzut, cât și pentru
Faptul că noi misăm foarte mult pe partea de eco-friendly, adică vrem să eliminăm complet plasticul, am vrut neapărat să eliminăm complet punguțele, ambalajele de plastic și am văzut că ei sunt destul de receptivi la acest concept de eco-friendly și a promova acest lucru. Mm-hmm. Deci e o tendință în, clar, în direcția asta de a reduce ambalajele. Exact. Și, Octavian, tu ești partea creativă. Eu sunt partea din spate. Cumva. Da. Cât ai muncit la site? Site-ul a durat 2 luni, 3 luni, cam așa. Lumea zice că e ok, un template e ceva, dar în spate e mai mult de atâta. Sunt firmele cu care colaborăm, sunt produsele pe care trebuie să le băgăm de mână. E o tehnologie destul de cunoscută, e un WordPress, nu e ceva ieșit din comun, dar munca din spate e mult mai mare decât să așezi un template și gata, să dăm drumul la site. Plus că trebuie să fie atrăgător să fie un design, pentru consumator. Da, să fie atrăgător. Logo a fost creat de mine și tot brandul de pe site e cumva și din cutii și din, nu mai știu, broșuri, flyere, tot ce s-a creat pentru acest brand a fost creat de mine împreună cu Andreea. Cât ați investit în această afacere? Cred că ne-am oprit cu contorizarea părții financiare undeva la suma de 30.000 de euro și de acolo am zis gata, nu mai ținem cont. Și de deci unde am depășit? Au venit banii? Din resursele noastre proprii. Și anul trecut, primul an, cum a fost pentru voi? A fost un pic mai greu, consider eu, pentru că este greu să începi în forță în momentul în care clienții, părinții nu te știu. Și întâi a trebuit să creștem notorietatea, să devenim cât mai vizibili. Pentru asta lucrăm și cu o agenție de marketing care se ocupă de campaniile de promovare atât pe Facebook cât și pe Google. Am participat la diverse evenimente, târguri, tocmai pentru a ne crește notorietatea, vizibilitatea, oamenii să aibă încredere în noi, pentru că suntem un brand. Asta și vrem să facem, să devenim un brand din ce în ce mai cunoscut. Acum câți angajați aveți? Nu avem angajați, noi ne ocupăm. Noi doi și soțul cu soția. Și, nu știu, vreți să vă extindeți business-ul? Care e planul de Absolut. Ne dorim să ne extindem, ne dorim să devenim tot mai cunoscuți, ne dorim să ajungem în punctul în care orice părinte va auzi de Dudu să știe că, băi, acolo găsesc produse friendly, eco-friendly, produse potrivite pentru bebelușul meu și de calitate. Cochetăm și cu ideea de a avea un spațiu fizic, clar, acolo este o diferență față de online, pentru că ajungi să interacționezi cu părinții și se creează cu tot o altă legătură, conexiune. Vrem să ne extindem și pe partea de online, vrem să ne diversificăm gama de produse, să aducem produse și pentru copilași de vârstă mai mare și sper să ne iasă. Cam care sunt prețurile produselor voastre? De la cât la cât variază? Păi plecăm de undeva de pe la vreo 27-28 de lei cât este prețul unei suzete și pot ajunge până pe la 700-800 de lei cât este măsuța sau pachetul de baby gym cu coșuleți și museline. Și aveți comenzi din toată țara? Da, da. Mai mult din țară, mai mult din provincie decât din București, clar. Octavian, cât de importantă e tehnologia pentru voi? Că tot, Țin cont că totul este online, sau așa am început noi online, cred că este cel mai important lucru. Plus de asta, pe lângă asta, de aceea am încercat să luăm o echipă de marketing să ne ajute, având experiența în spate, să ne ajute cu creșterea, nu neapărat mai rapidă, dar mai curată. Nu facem 10.000 de followeri și avem 2 comenzi. Nu pe asta se bazează. Care sunt planurile, targetul pentru anul ăsta în ceea ce privește vânzările? V-ați, nu știu, bugetat o cifră de afaceri? Nu. Ca și cifră în cifre nu am pus așa clar pe hârtie. Ne-am setat niște obiective, ne-am setat niște praguri pe care vrem să le atingem și cu siguranță le vom atinge. Principalul nostru obiectiv de la început a fost să creștem cât mai mult brandul. Hai să lăsăm la o parte partea cu... E normal să îți dorești să faci profit, că pe asta se bazează un business.
dar să creștem cât mai mult brandul, să avem, să ne știe lumea, când auzi de, nu știu cum auzi de o altă firmă cunoscută, nu știu dacă pot anume. Sigur. Că știi exact ce cumperi de la ei, adică știi că au calitate, știi că au produse bune, frumoase, colorate, nu știu, eu ne mit. Și când auzi de Dududu, să știi exact că de acolo cumperi, nu știu, calitate, cum ziceam, produse eco. De asta și voi ați testat produse pe, da, pe copiii voștri, ca să știți exact, să știm exact vindeți, ce dăm mai departe. Exact. Vindeți mai departe. Cum e să fii antreprenor astăzi? V-a influențat în fel războiul, contextul ăsta economic? Octavian, că te văd... Și da, și nu. La început a fost mai ok. La începutul războiului, când nu prea știa lumea exact ce se întâmplă acolo. Și după aceea și-a dat lumea seama că trebuie să țină banii și să ai, poate se întâmplă, Doamne ferește, ceva, și a fost o idee mai greu după aceea. Uh-huh. Dar acum am văzut că lumea ușor crește. Revine la cheltuielile obișnuite, chiar și pentru produse pentru copii. Da, știu că, da, în general, părinții renunță la mai multe cheltuieli, dar acelea pentru copiilor le păstrează. Da, și da. Cam care este bonul mediu de cumpărături la voi pe site? Ca și medie de vânzare? Undeva între 70 și 100 de lei. Vreți să aduceți produse mai scumpe? Care e planul pentru viitor? Și produse mai scumpe, dar și produse accesibile mai multor categorii de bugete financiare. Cam care e cel mai vândut produs? Clar, suzetele. Suzetele, da. Da, clar, suzetele. Și apoi ajungem la produsele de diversificare, boluri, farfurii, bavetele din silicon, ca să spunem, nu plasticului. Da, părinții sunt atenți la început de diversificare. Clar, da. S-au mai dat foarte bine și acele cutii de cadou. Am niște cutii de cadou pentru evenimente, diferite evenimente, și acelea s-au dat. Mai ales acum au ieșit din restricții și din astea, s-a mers la botez, la nuntă, la tot felul. Și spuneai tu, Andreea, mai devreme, că vă gândiți la un spațiu fizic. Ce ar însemna ca investiție? Ați început să căutați spații? Nu. Este un plan de viitor, dar încă nu este prioritar pentru noi, astfel încât să ne canalizăm energia în a căuta și a ne opri acolo. Deci vă concentrați în continuare pe creșterea brandului, așa cum a zis și Octavian. În ce canale vă promovați? Îmi spuneai mai devreme... Cam tot. Facebook, Instagram, Google Ads, absolut tot ce se poate promova pe online. Noi suntem acolo. Și unde vă vedeți peste 5 ani? Sus! Și dacă nu ne vedem, și dacă nu o să fim, trebuie să fim. Asta vorbeam și cu Andreea ieri alaltă. De când am început toată chestia asta, am zis că cum să fim noi peste 6 ani, să avem un depozit extraordinar de mare și de acolo să putem să fie, nu știu, să avem oameni, să îi angajăm să nu... Nu e rău să visezi, da, și avem exemplu antreprenorilor care au fost la afaceri de la zero și au reușit să crească mult. Deci visați în continuare. Suntem pe drumul cel bun. Ia să nu se dea niciodată bătut. Da, și împreună ca o echipă, ca până acum. Da. Ce sfaturi aveți pentru antreprenorii la început de drum? Să nu plece urechea la sfaturile negative, clar. Și să creadă în ei. Cât de mult pot să creadă în ei. Octavian, tu ai vreun sfat? Păi, ca și creator? Cât mai multă perseverență. Cât mai mult să tragă extraordinar de mult. Pentru că sunt tot felul de chestii care intervin și te pot demoraliza instant. Să-ți vezi mai departe de drum, să te concentrezi pe planurile tale și să nu apleci urechea spre sfaturi negative, să fii ambițios, nu? Da, cel mai. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost lângă mine. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc, Madalina. Mulțumesc din suflet pentru această oportunitate de a ne spune povestea și de a fi aici cu tine azi. Mulțumesc și ție, Octavian. Mulțumim foarte mult și noi pentru invitație. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și vă invit pe platforma zf.ro, secțiunea Afaceri de la Zero, pentru a afla noi povești de business. Mulțumesc, numai bine!